La Chișinău a fost organizat un flash mob pentru a sensibiliza opinia publică privind accidentele rutiere. Chiar dacă numărul persoanelor decedate în urma accidentelor este în scădere, autoritățile își propun să reducă acest indicator la zero. În cadrul evenimentului, pe asfalt a fost desenată figura unui pieton iluminată de felinare, în interiorul căreia a fost scris cu lumânări aprinse numărul persoanelor decedate anul trecut, 217. Am conturat, am iluminat acest pieton să atragem atenția la necesitatea vizibilității pietonilor pe timp de noapte și vizibilitate redusă. Totodată, în interiorul acestui pieton avem la nivelul inimii cifra decedaților pentru anul 2022 la nivel național în Republica Moldova. La flash mob au participat mai mulți elevi, studenți și motocicliști care spun că neatenția în trafic este de cele mai multe ori cauza principală a accidentelor. Trebuie să respectăm cele mai simple reguli. Și dacă avem copii minori, să ne asigurăm că și ei sunt cu centură, în scaun de siguranță, conform vârstei. Cineva nu o să respecte și deja nu va fi o înțelegere între drum și o să apară mai multe accidente, multe traume. Condiții meteo, stare de neatenție, telefonul la volan. Eu ca motociclist fiind foarte des observ că lumea, și îmi dau seama, stând câteodată chiar într-un ambutiaj, lumea începe a folosi telefonul mobil cu exces. Prezent la eveniment a fost și Alexandru Coșcodan, tatălui Valerian Răilean, tânărul campion la ciclism ucis în accidentul de la Stăuceni de la sfârșitul lunii februarie, de către un șofer care avea permisul suspendat. Bărbatul cere pedepse mai dure pentru conducătorii auto care nu respectă legea. Eu, ca un părinte care și-a pierdut copilul într-un tragic accident, îndemn cât mai multă lume să vină an de an să participe la aceste evenimente pentru a da un exemplu generației în creștere. Din păcate, asemenea tragedii mai au loc pe drumurile noastre. Poliția îndeamnă repetat atât șoferii cât și pietonii să fie prudenți la drum. Din toate accidentele rutiere de la începutul anului, pe parcursul a 10 luni de zile, 30% din ele sunt din cauza vitezei, din cauza infrastructurii proaste. 88 de persoane au decedat din acest motiv și 500 au fost traumați. Cele mai multe accidente rutiere se comit în orașele mari, în municipii, în Chișinău. De la începutul acestui an, în urma accidentelor rutiere, au murit peste 170 de oameni, iar alții aproape 2000 au fost răniți. Anul trecut, accidentele au curmat 217 vieți omenești.